Rog pe Bunul Dumnezeu să primească Sfânta Dumnezească Liturghie de astăzi și să vă primească după râvna credința preoțioase tuturor celor prezenți, care veniți în număr mare, cu multă evlavie, urcând dealul mănăstirii Habendu, dealul mare, să spunem așa cum îl numesc credincioșii și maramureșenii, Atosu Moldovenesc, așa numesc cei de Maramureș, că ei urcau pe aurul acesta și numai dumneavoastră și majoritatea care sunteți foarte vechi, să spun și viitori, ne veniți în timp, de câte ori nu ați venit de jos, chiar de la Mogoșești, și până s-a făcut acest drum. Cred că era mult mai plăcut și mai frumos, și simțeam cu adevărat că Măicuța Domnului nu mă repart, când plăceam și făceam acest popas duhovnicesc, călătorind pe jos, atâta distanță, urcând cu multă credință și râvnă spre Maica Domnului. Unde de altfel vedem astăzi mulțime de popor care adună Maica Domnului în fiecare sărbătoare și duminică, nu numai la hram. Aici Maica Domnului a binecuvântat ca în fiecare duminică sărbătoare să devină hram. Mă refer la foarte mult popor, foarte mulți pelerini care și poposesc în această frumoasă mănăstire a Maicii Domnului, dar și urcă de alun în fiecare duminică și sărbătoare ieșenii noștri dragi care, de altfel, când nu vin pelerini din porțile țării noastre, urcă ieșenii noștri și se nu cu prezența, ci cu trăirea, cu credința dumneavoastră. Bucuria mea este că este foarte mult tineret de glorios. Suntem tentați mai tot timpul să spunem că noi avem tineret nu prea bun. Vedeți că și tineretul este așa cum îi formează părinții, că avem un cuvânt noi în popor, 7 ani de pas. Indiferent de facultățile, funcția care ocupăm, în primul rând trebuie să fim în slujba lui Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu și biserică. Apoi toate celelalte se adaugă nouă. Ori Dumnezeu trebuie chemat în ajutor numai când avem nevoie. Și simțim că suntem într-o mare primejdie. Trebuie să știm și să-i mulțumim lui Dumnezeu la timp, nu numai doar să-i cerem lui Dumnezeu, că de cerut suntem noi buni cu toții. Cerem, dar să știm ce cerem lui Dumnezeu. Dacă tot ne aflăm în posta Domnului Maicii Domnului, un creștin adevărat, ce trebuie să fac? Să țină postul Adormirii Maicii Domnului, să nu o supri pe Măicuța Domnului, că Măicuța Domnului este mama noastră scumpă, care mijlocește și noapte pentru noi păstăpoși. Este un post foarte ușor. Cine nu ar putea să țină acest post? Se ține doar câteva zile. Și câtă bucurie noi avem când avem nevoie de Maica Domnului, și numai când avem nevoie de Maica Domnului, ținem post sau ne rugăm Maicii Domnului. Până la urmă, spune Cartea Sfântă, acest neam de davă nu se scoate cât un mult post și rugăciune. Aș văzut cât de greu și mă nevoie să se tămăduiască un epileptic. Părintele Chiopa avea un cuvânt, Dumnezeu să lepte Sfântul nostru Părintele Chiopa. Cei care au epilepsie, sunt stăpâniți de Duhul rău. Este o boală cruntă, aproape fără de leagă. Dacă este credință în Dumnezeu, sunt care s-au tămăduit. De aceea, putem să facem noi orice faptă am face. Dacă nu avem credință, însă dar o facem. Asta vorbim în cuvântul propriu din Sfânta Evanghelie, despre credință, rugăciune, despre post. Tânăr sau bătrân. Când vine chemarea, se sfârșește călătoria și popasul care îl avem cu toții, să plecăm din această lume. Cu ce plecăm? Cu bagajul nefăcut. Care este starea noastră? Vă întreb și a dumneavoastră sufletească și cea spirituală. Oare
avem curaj să spunem că suntem pregătiți să plecăm la Domnul? Oare câți dintre noi ne rugăm pentru sfârșitul creștinesc? Trăim cu acea teamă ca nu cumva să ne vorbească cineva de moarte. Ce am făcut în viața noastră și cât am prețuit timpul din viața noastră? Cât am fost în slujba lui Dumnezeu în viața noastră? Sau cât am fost în slujba celui rău? Cât de bun e Dumnezeu cu noi toți? Cât de răbdător este cu noi toți? Ce facem noi bun și ce am făcut noi bun în viață să ajungem anii care avem acum? Cei de la Dumnezeu e 70 de ani. Cel mai mult de 70 de ani este un dar divin de la Dumnezeu. Ca o răsplată a vieții noastre, ca o cunună, ca un bătrânit frumos. Și este foarte important să îmbătrânim cu toții frumos. Să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Să încercăm să fim în slujba lui Dumnezeu. Iar părinții, cu viață curată, părinții trupește ai noștri, care ne-au născut, crescut, că ne-au dus la viață. Dacă nu o să fiți atenți părinților de pruncii care ați născut, crescut, care vă dă Dumnezeu aceste daruri, la timp, cum vedem noi astăzi, ați văzut peste 100 de copii s-au împărtășit. Halal de părinții care au născut pe ceștinieni, care vin cu pruncușorii la împărtășit. Se vede lucru ca o teamă de Dumnezeu și știu de ce împărtășesc copilașii de mici copii, care sunt niște îngerași. Știm prea bine că dacă moare un copil botezat în numele Preasfintei Treimi, este un înger în cer, care mijlocește pentru a nouă neam din familia noastră. În primul rând, plăcut lucru faceți înaintea lui Dumnezeu ce faceți astăzi. Prezența la Sfânta Liturghie, cu mic, cu mare. Câte bucurie duhovnicească aveți, ce stare bună aveți când vă duceți de aici, cu binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu Harul lui Dumnezeu lucrând prin Sfânta Dumnezească Liturghie, cei prezenți la cină. Așa că să aducem laudă, slavă lui Dumnezeu pentru toți și toate, să vă primească Preacurata Maica lui Dumnezeu spovedania, Sfânta Împărtășania, să vă fie de folos cei care v-ați împărtășit astăzi, să ne pregătim pentru praznicul mare împărătesc al Maicii lui Dumnezeu, adormirea Maicii Domnului. Și dacă mă îngădiți, biscădincioși, la final să vă anunț programul liturgic începând de astăzi, la ora 17, așa am fost noi binecuvântați de bunul Dumnezeu ca în fiecare post să avem prezența ierarhului. Mulțumim pe această cale în altă Sfântul Teofan, mitropolitul nostru, și în ultimul rând preasfințitului nostru Părinte Nechifor Botoșăneanu, care își găsește timp și de noi, deși agenda fiind foarte încărcată, având sfinții de biserici și mănăstiri, iată că va fi prezent în post și știm bine că în fiecare post avem prezența ierarhului slujind taina Sfântului Masă. Astăzi, la ora 5, la ora 17, vom întâmpina pe preasfințitul la poarta mănăstirii și va începe taina Sfântului Masă. Apoi, luni, în ajunul adormirii Maicii Domnului, după rânduiala Sfintei noastre mănăstiri, la fiecare praznic împărătesc al Maicii Domnului, vom scoate în procesiune icoana făcătoare de minuni de Bisericuța Monument, înconjurând cu un sobor de slujitori Biserica Monument, o depunem în baldachinul din ograda mănăstirii, unde Maica Domnului va fi străjuită de un preot timp de două zile, lângă icoane, va sta zi noapte lângă Maica Domnului acolo, și seara, luni seara la ora 18, priveghere cu litie, după 7:30 va fi taina Sfântului Maslu, dar greșisem
După 7:30 vom scoate icoana făcătoare de minuni, vom depune un baldachin, se va rosti o echenie, va dura biserica monument, apoi taina Sfântului Maslu. Am dorit să mulțumesc familiei, o familie de tineri, formați foarte frumos, să zic așa, și au devenit și fiii mei duhovnicești, familia domnului jurist Ioan și soția Mihaela, pentru masa care o oferă astăzi, pentru cei răposați, în primul rând, pentru cei adormiți din familia dumnealor, acești tineri fac o dată de două ori pe an un praznic pentru cei răposați din familie, dând această masă, oferindu tuturor pelerinilor. Mulțumim acestor tineri și gospodari pentru gestul nobil, că este un gest nobil, cea mai primită pomană, dacă vreți să aveți, să dați mâncare la pelerinii care vin din toate colțurile țării, aici, unde de ani de zile mănâncă toată suflarea și mulțimea de popor după Sfânta Liturghie. Mulțumim și Maica Domnului să le răspătească acestor tineri, căruntul Ioan și Mihaela din comuna Mogoșești. Pelerinii bolnavi care urcă către icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cer o masă. Îi se oferă după putere o masă. Zilnic urcă pelerinii în toate părțile venind la Maicuța Domnului pentru tămăduire. Așa că râvna, credința dumneavoastră, darul dumneavoastră, să-L primească Maicuța scumpă. Amin. Sănătate!